Da, mai ales după ultimele evenimente și nu singulare, pentru că în timp ne-am mai lovit de astfel de incidente nedorite. Cred că într-adevăr s-ar impune ca medicii, personalul medical, mai ales cel aflat în gardă sau în centre de primire urgențe sau unități de primire urgențe, să fie totuși protejat de lege în relația cu pacienții, pentru că majoritatea oamenilor care vin sunt de bună credință și vin mânați de o necesitate, de o urgență și sunt cu gândul și cu sufletul la problema lor, căutându-și soluția. Dar sunt și unii care sunt mânați ori de aburii alcoolului, ori de alte porniri interioare și își descarcă frustrările, supărările pe medici, ceea ce nu este corect. Și cred că, într-adevăr, ar trebui să existe o protecție conferită de lege în relația medic-pacient. Avem mai multe proiecte pe care vrem să le susținem pentru Spitalul Municipal de Urgență, dar și pentru sistemul de sănătate în general. Unul ar fi această problemă cu mașina timp, de care nu ne lăsăm și pentru care dorim să creăm o presiune până la rezolvarea problemei. A doua ar fi faptul că finanțarea de la Ministerul Sănătății se face către spitale nu pe criteriu medical, ci pe criteriu administrativ, adică deși avem două spitale de același rang, cum e cel de la județ și cel de la municipiu, totuși finanțare prin Ministerul Sănătății nu poate primi decât spitalul județean, ceea ce nu mi se pare corect. Ar trebui urmat categoria spitalului și criteriul medical, nu criteriul de subordonare administrativă.